Revenim în țară. Moldovagaz a identificat aproximativ 2000 de facturi cu erori emise luna trecută. Compania informează că este vorba despre neconcordanță între valoarea compensațiilor și nivelul de vulnerabilitate energetică atribuit în sistemul informațional. Asta după ce mai mulți consumatori au reclamat că nu le-au fost recalculate corect compensațiile. Furnizorul de gaze susține că nu poate schimba categoria de vulnerabilitate pentru că doar Ministerul Muncii și Protecției Sociale poate opera modificări în baza de date. În acest context, ministrul Alexei Buzu recomandă apelarea la linia verde 08000-5000. Ion și Nina Gâdilica din capitală sunt ambii pensionari și se întrețin doar din pensie. Bătrânii spun că au completat cererea pentru a beneficia de compensații de la stat și le-a fost confirmat cel mai ridicat grad de vulnerabilitate. Totuși, în facturile pentru căldură, gaze și energia electrică, pentru luna noiembrie le-a venit gradul de vulnerabilitate medie, iar pentru decembrie gradul de vulnerabilitate scăzută. Pe luna noiembrie noi am primit 1742 de lei. Pe luna decembrie, tot aceeași de calorie, dar am primit 3597 de lei. Energie electrică, tot așa. Pe noiembrie, 829 de lei. În decembrie am achitat 1316 lei. Pe gaz, 834 de lei. La Moldova Gaz, ei ne-au luat foaia și mi-a aruncă, duceți la Ministerul Muncii. Dumneavoastră aveți vulnerabilitatea cei mai ridicate, trebuie să plătiți câte 12 lei cubul de gaz. Dar eu plătesc nu 12 lei, dar undeva 27. Dacă unii oameni spun că au venit la Moldova Gaz să se clarifice cu gradul de vulnerabilitate și valoarea compensației, alții spun că au rugat să plătească suma facturii în câteva rate. 13.000 nu vineți. Pentru gaz, faci economie, nu faci, nu înțeleg eu cum. Și că ne-au pus peciat, ne-au pus scălătură și am plătit 10.000. Pensia dumneavoastră care e? 2.400. Am avut o leacvă 2.000 acolo și le-am scos și le-am plătit. Deci ce să fac? Gazul trebuie plătit, vine și te deconectează. Și am o deconectat că sunt și mai mult de 180, că merge alt tarif. Ne s-a confirmat gradul de vulnerabilitate foarte ridicat. Luna asta mi-a venit gradul de vulnerabilitate la factura de gaze scăzut. Și e că am venit la Moldova Gaz, mă clarific. Într-un comunicat de presă, furnizorul de gaze declară că lucrează împreună cu guvernul pentru a elimina toate discrepanțele apărute în sistemul informațional. În același timp, Moldova Gaz susține că nu poate schimba categoria de vulnerabilitate. Modificările în baza de date le poate efectua doar Ministerul Muncii și Protecției Sociale. În acest context, ministrul Alexei Buzu recomandă apelarea la linia verde 08000-5000. Să ne contacteze, să ne spună despre natura dificultății și noi, iarăși, în spiritul interesului cetățean, o să comunicăm și o să încercăm să soluționăm. Deci noi înțelegem că acest sistem de compensații va mai fi în Republica Moldova, planificăm să-l optimizăm anul viitor, să fie mai sigur, mai eficient, mai simplu. Datele oficiale arată că cel puțin 2000 de consumatori au reclamat că nu le-au fost recalculate corect compensațiile.